Ne mai întâlnim cu muzica folk în această ediție de colecție. Deocamdată însă închidem ochii și ascultăm pe Titus. Așa ne place. Acolo unde există, talentul poate deveni invincibil în timp. Poate sau nu, cu voie sau fără voie. Mă gândeam la mulți soliști dintre ai noștri, aparținând, să zicem așa, generației de mijloc, lansați spre finalul anilor 80. Unii ar fi meritat să se impună până acum, chiar și la nivel european, în competiția creatoare artist public. Elocvent este prezentul și aleg trei nume. Trei nume cu trimitere la festivalul Mamaia. Daniel Iordecioaie, voce unică, mare surpriză pentru întreaga suflare artistică în 87, când s-a lansat la Mamaia. A fost numit Little Elvis de toți participanții la festivalul Intertalent al radioteleviziunilor din Europa în 88 la Praga. L-am însoțit și cunosc ce a fost acolo. Daniela Nicol, remarcată la Mamaia 86 ca o voce cu certe perspective, dar s-a stabilit în Italia și atât. Încă un nume, Adrian Ienache Show, de multe ori premiat la Mamaia, cântăresc cu vădită disponibilitate spre tot ceea ce oferă scena, surprinzător dezlănțuit. Nu intru în comentarii de genul șanse neșanse și nici nu cred că în context european ai noștri sunt o notă de subsol. Colecția de muzică pledez pentru interpreți de data aceasta. Adrian Ienache, capitanul echipei de fotbal a artiștilor din România, la egalitate cu italianul Biagio Antonacci, chiar la el acasă. Mama.
sale, fa male, ma porta quella cosa in più quando c'è. Adrian Ienache, n-ai cum să nu apreciezi această interpretare. Cristi Ienache, n-ai cum să nu apreciezi această voce care îndrăgește estetica romanticilor din Direcția 5, toți capabili să se exprime strălucit în fața numerosului public de fiecare dată. Cred că a existat și un cult statornic, să-i spun așa, al liderului Marian Ionescu pentru vocile speciale ale trupei de-a lungul anilor. Toni Șeicărescu, Gabi Nicolau, Loredana și Direcția 5 sau Cristi Ienache. Din 2000, albumul Cântece noi cu Direcția 5, ascultăm Poți să visezi.